Aveți operații, nu știu, habar n-am, de rinichi, de apetit. Da, scrieți în comentarii, trimiteți, da, trimiteți cine... filmele. Vă rugăm dacă cum arată acum. Radiografia, dacă aveți, da. Să vedem dacă operația e mai reușită ca a mea. Să vedem. Da, băi, da, trebuie să menționăm asta, că operația ta încă mai arde vindecat, durează un an de zile până să vindecă. Durează un an de zile și arată dacă bine deja, oricum, sunteți da. Curioși cum am făcut acest pas. Vrei să regresez treaba? Vrei hai să că zic. Nici eu nu sunt curioasă, dar o zic. Eram într-o zi în care am făcut deviația de sept. Ce ai făcut deviația de sept? Cum ai făcut-o? Am făcut-o. S-a intrat în nas. Ideea este că eu cu o seară înainte chiar nu aveam, era și Serghei martor, n-aveam nicio treabă. Ce eram la, deci i-a luns operat la 12, 1, ceva genul. Așa, nu, la 12. Iar eu la 12 la 1, noapte beam tequila. La 1 a intrat în operație, la 2, la 1 noaptea da. era în Piatra Neamț după show și bea tequila. Tequila și între, la 5 la mesaj la medic, pot să beau tequila? Eram... Duminică noaptea, cine îți răspunde duminică noaptea? Deci nu mi-ați răspuns, beau sau eu eram... Aveai un pic de emoții, că așa, da, așa te-am... Și pentru că aveam emoții că nu trebuie să beau, am băut ca să treacă emoția. Da. Și după ce am băut, nu mai aveam emoții că nu trebuie să beau. Which makes sense. Și atunci și am dormit, după aia am ajuns la acolo, la clinică. Păi eu credeam că o să fie o ședere, o ședință, o să mi explic, adică mi-a explicat înainte, dar eu nu păream bag la cap, că eu nu ascult oamenii. Asta e o leacă, context. Anisia, dacă merge să-și pună un dint sau să scoată un dint, îi merge de 10 ori până să o scoată. Așa funcționează ea. Ei de asta încă nu a luat permisul, nu l-a dat. Ea a fost la ori, da. Dar trebuie să convins să meargă. Eu o mers inconștientă când o mers la operație. Că mai sunt vreo 3-4 moduri. Poți să vină și o prietenă, poate să vină Serghei, dar da, orice, gata, vă luăm. Unde? Cu liftul sus. Unde? La operație. Hai mă, pe bune. Ia auzi că mai durează niște consultații. Niște consultații, niște stai. Zic că erau doamne, domnișoare venite cu trollerul. Eu nu aveam nimic. Deci da, eu eram de pe drum. Deci eu eram venită de pe drum, da. De la Piatra Neamț. Da. Și Serghei, el mi-a zis, stai să parchez că intru și eu. Nici n-am mai apucat să parchez că m-a luat liftul, la revedere. Am ajuns acolo, m-a dezbrăcat. Cine te-a dezbrăcat? Da, niște doamne. Doamne? Și m-am dezbrăcat, m-am îmbrăcat și zic că unde mergem? Ce mai în cameră, gata, am semnat, mă ureu. Da, destul de... Da, foarte rapid și da, e mai bine. Păi când m-am văzut pe sala acolo, operație, zic, ureu. Și te chiar mă taie. Asta chiar și adică anestezie. Da, general. Ea avea emoții, Anisia. Că eu mă trezesc, că eu adorm. Azi că eu buen dormir ceva, că eu mă trezesc. Măi, eu sigur mă trezesc în anestezie. Da. Ei bag acolo substanță că adorm un cal, dar pe mine sigur nu... Adică nu e adevărat, că nu știu ce. Și când văd eu chiar am așa, adică eu vă dau controlul meu vouă, da. Mă, parcă am început să mă smiorg. Mă smiorg eu. Și întrebarea este când plângeai. Urât, foarte urât. Să strâmba și nasul? Bă, deci se făcea, știi, cârligul ăla care nu-mi plăcea, când de aia nu plângeam eu. Deci eu n-am plâns niciodată, nici la emisiune. Când era un moment din ăla emoțional, mama, eu eram... Nu, să nu se vadă, pentru că și acum sunt urâtă când plâng. Pentru un om care pentru un om care se strâmbă atât de mult în toate contextele, ai putea să mai și plângi de când... Crede-mă că sunt foarte urâtă. Eu nu plâng ca o doamnă, o divă. Că am văzut în filme cum erau alea. Așa fața de porțelan și o lacrimă. Jack, I love you, Jack. Eu să... Așa. Cu muși la nas, cu un balon de spune. Așa, e urâtă. Și cu mult. Adică eu mă exteriorizez și deci dacă mâini mor, să știți că Anisia o să fie. Eu am să fiu la mormântarea lui așa. Ca să fiu sigur că nu. Urât. Și atunci am zis să nu se observe. Dar tot am început ca lumea, că nu mă vedea nimeni, adică decât doctorii care oricum am dat un ban și... Da, dai seama, trebuie să mă ia cum sunt.
am început să... Tu când te strâmbai la acolo și a început să bocești, doctorul spunea, uite, chiar de aici, luăm un pic de aici, așa. Da. El a văzut foarte bine cum strâmbă nasul. Atunci s-a văzut forma nasului că îi vai de capul ei. Da. Vai morții. Și atunci a venit, era doamna care îmi punea perfuzia, m-a recunoscut și a început și a să plângă. Doctorii, când îți plânge medicul înainte, nu manisia, nu știu ce. Asistenta și ea parcă mă mângâia acolo, măi, eram... Și în momentul ăla, pentru că mi s-a părut că am dau controlul cuiva. Da, și da. E cam greu cu controlul, mie îmi place să am să alt control de litru ăla. Da. Și atunci medicul mi-a zis să fii stai liniștită, că o să adormi în câteva momente și am zis că aoleu, da, parcă m-a luat o leacă și ca și cum iei un shot de tequila. E așa mi-a dat după ce a fă, dar nu tare. Și a zis că stai că nu m-a luat așa tare. Zice stai că acum decolăm. Nu știu dacă a zis el sau fantomele din jurul meu, că eu am crezut că am fantome sau ceva. Am decolat și m-am trezit cu muia împânsată. Da. Bă, deci m-am trezit, dar am sunat lumea. După aia mi-am dat seama că am fost ca o beție. Tu știi câte jumătate din contatele. Ai sunat pe toată lumea la rând, da? Știi că beție m-am dar nu știi pe cine. Bă, pe toți. Când m-am uitat, ce dracu am vorbit eu cu coleg clasa 9 minute. Zic, ce nu dracu? Cred. Ba da. Și vedeam după aia la sunată. Alistinează. Așa și tot, după două ori și tot. L-am sunat pe Răzvan, am vorbit cu el, nu știu ce. Da, i-am dat un număr de telefon, l-am băgat în măsie, i-am dat numărul de telefon, da. Să-l bag în măsie, că eu nu vreau să am de-a face. Dar nu știu, nu mai țin minte cu cine. Chiar trebuie să-l întrebăm pe Răzvan. Răzvan, cu cine am vorbit noi? Nu mai știu, deci nu mai știu că am dat un număr de telefon și așa. Și... Cine este Răzvan, ca să nu se pierdă pe parcurs? Răzvan este cel care ne pune show-ul. Booking-ul. Booking-ul, da, da. Și după aia, mă, uitam, dracu, că am sunat... Da, m-ai sunat pe mine și, bine, eu mă așteptam sfina. Cât am vorbit cu tine? Jumătate de oră? 3 minute, era mult. Cu tine? Cu mine vorbim cel mai puțin. Da, da. Deci cu restul, după aia, 10 minute, 20. Ce dracu am vorbit? Așa, erai... Eram ca și cum aș fi beată țapână. Când m-a sunat, era super împansată, după aia a doua zi a venit acasă, era... Păi nasol, e super vânăt, super umflată, super nasol. Dar nu, când m-a văzut Serghei, a făcut... Așa nu, n-am făcut asta. Așa a făcut, păi eu l-am văzut exact. Așa a făcut. Deci prima dată eram pansat și aici cu ce așa a făcut. Și atunci, Serghei, liniștite, suntem Nu, știi când m-am speriat? Nu. Da, știu. M-am speriat. Mi-a dat atela jos. Da, deci că ai niște ateli în nas care să-ți țină nasul trei. După aia au mers să dau pansamentul jos după o săptămână sau ceva genul ăsta. Să mai duci asta, știa? Mă așteptam când o dat pe alea jos să fie perfect. Mamă, și era super umflat la față. Dar spun ce s-a întâmplat, de ce era umflat. Dar tu știai că o să vină altfel, arătând altfel? Ți-a anunțat? Da, mi-a zis. Prealabil? Am avut o discuție, da. Da, ideea este următoarea, că... N-am fost de acord. Nu, ideea asta, stai să zic. Te fut în gură. Nu, ideea este următoarea, că am și uitat ideea în gură acum. Ce, unde era? Ce, despre ce vorbim? Așa, deci, haide să vorbim despre pisici. Cum mi se pare? Când ți-ai dat atela jos. Când mi-a dat atela jos, eu nu trebuia să mănânc sare. Mi-a zis, numai că eu mi-am luat niște rozete din alea de orez, cu sare Himalaya și fără sare Himalaya. Bă, și eu, foamea în pansamentele alea, că eram Tutankhamon, n-am văzut ce am luat, și am luat cu sare Himalaya. Bă, și mi-a fost și poftă de o zacuscă și am primit o zacuscă moca. Eu nu vreau să o mănânc, dar am primit o moca și neapărat trebuie să o mănânc. Da. Dacă nu te uiți la mine, o să vadă profilul. Da. Și atunci am pus și am mâncat cu Himalaya jumătate de pachet de... Da, și ai venit cu mufa umflată. Și când m-am dus la doctor și mi-a dat, știți cum i-a luat ăla care crește după ce iei prosopul? Așa și la mine a crescut. Chiar te-am speriat. Ziceai că se bătu cu albinile, efectiv. Da, da, băi, când am... Deci creștea fața mea uitându-mă în oglindă și... Ce se întâmplă, doctore? De acolo ai și o emisiune. Da. Ce se întâmplă, doctore? Și tot capul meu se umfla. Ăsta făcea ochii din ce în ce mai mari, îi face o perfuzie cu ceva cu... Și mi-a făcut o perfuzie și mă duceam în camera de perfuzii, iar capul meu tot se umfla. Simțeam cum îmi zvâcnesc așa... Serghei era pe hol. Din greșeală l-am limerit acolo. Bă, când m-a văzut, atunci... Mașină. Da, atunci am făcut... Și în loc să mă calmez pe mine, că stai liniștit, că e doar o umflătură. Mamă, dar eu când am văzut...
Eu nu cred că e o idee bună, nu știu, e cam complicat. Deci când și niștirit, lasă, nu te mai operat. Și când am văzut-o, după și-o dat bandaj jos cu gândul că, bă, lasă că e ok, se desumflă. Când am văzut-o, era super umflată. Și ea fiind umflată în părți, aici, nasul părea tocit, părea ca la boxier, efectiv. Părea da, nas de, aici, de, la... de aici pornea. Da. Deci nasul meu de aici pornea. Arăta, ziceai că, da, efectiv, că te nimoroșam. Da. Da. A fost și, mistos. Și s-a sperat după aia, na, ușor, ușor s-a dezvoltat. Ideea este că acum mai a trecut aproape o lună și 3 săptămâni. Nasul o să se desumfle, o să-și schimbe forma, în 3 luni o să arate altfel, în 4 altfel, la 6 luni o să mai fie așa, până la un an, la un an o să fie forma finală. Până atunci tot o să fie transformat. Ideea este că eu am primit tot felul de comentarii, gen, de când, care mă enervează? De când ți-ai făcut operația, parcă nu mai ai talent. Păi dar ce mă, talentul meu stă în nas? Adică până atunci eu eram o hidoșănii, asta eram o cocoșată, asta eram, voi vă uitați la mine și râdeați și din făceați bullying. Voi îmi făceați bullying, de fapt, din nasul meu. Talentul meu stă în nas, ce sunt eu, focă? Ce da, ce da. Sunt, da, exact. Elefant. Exact, da, nu, da, mă rog, o să tot dezbat. Adevărul e că știi ce m-a oftit pe mine cel mai tare? Că s-o scrie, s-o scrie super mult despre asta și noi de când facem asta, mai ales Anisea, bă, tot timpul a fost despre comedii, nu a fost despre mine sau ceva, am făcut super puține filmulețe despre noi, a fost doar despre comedii. Și cumva se scrie atât de mult încât trebuie să-i explici căcaturi pe care, uite că nu e așa cum o zis ăla sau cum o zis aia, și tot despre asta faci conținutul. Și când vrei să treci mai departe pistea asta, postez un cântec, o glumă, ceva și comentarii iară, dar te-ai operat la un dat, toate și pistea asta, gata, m-am operat, am anunțat că m-am operat, mai departe. Da. E obositoare faza asta. Mi se pare că românii în general vor schimbări, dar nu sunt pregătiți pentru ele. Și dacă da, vii da, cu operație estetică, sunt revoltați. Ei da, care te văd de două ori în viață. Exact, fizic, exact. Și oricum, băi, tu, tu, până deci ea până acum... Până acum every... te urmăream, de acum nu te mai urmăresc. Da. Deci ea tot timpul primește chestia asta. La fiecare spectacol până acum era every fucking show. De fiecare dată, la fiecare show era asta. Ești mult mai slab în realitate, ești mai frumos în realitate. Păi de acum am mâncat așa. Dar ești tot la fel, primești. O să primești și cât te-ai operat, ți-ai pus ochi mai mari, ți-ai pus buzi. Dar de fapt eu arătam altfel, știi? Nu, mă rog, faptul că ți-ai făcut nas mai mic, îți buzi mai mari, se văd mai bine pomeții și toate alea. Dar o să primești faza de astea că, a, dar ți-ai făcut și pomeții, da, ți-ai făcut și buzile, dar ți-ai mărit și ochii. Dar nu, astea sunt ale mele. Bun, să trecem, gata, am rămurit cu operație. Oamenii se simt cumva înșelați când văd că ai, ai intervenit la fața ta și atunci când te înșeală prima oară partenerul tău, te întreb, bă, dar a fost o singură dată și continuă să adauge, să pluseze mintea lor. De asta probabil e și nesiguranța asta. Sper că e doar operația asta și nu o să mai fie și a doua oară, că așa am zice. Da, și așa se aruncă. Sper, da, sper să nu fie și a doua oară. Dar știi, fii atent faza. For real. Deci, știi ce m-am gândit? Că sunt unii oameni care zic asta, bă, na, nu știu dacă trebuia să te operez, că nu știu, că nu știu cum, îmi place oricum ești din da, it's fair. Dar sunt unii oameni care zic, nu mai place cât te-ai operat, pentru că dacă te-ai operat, automat te pun în aceeași oală cu niște pițipoanci sau cu asta. Sau cazan, că e mai mare, da. Așa, în același cazan da, cu pițipoancile. Acum, mie mi-aduce aminte genul ăsta de gândire din mini, în liceu. În liceu, erau ăștia în liceu care mi se păreau mai cocalari, mai da, prostalani. Și care purtau toți haine ăsta, încălțări Nike. Da. Așa se purta pe atunci. Încălțări care sunt buni, sunt confortabili. Eu sunt pe confortabilitate. Bă, da, pentru că toți purtau haine alea. Da. Bă, uram din suflet încălțările Nike și spuneam că sunt căcat. Eu purtam niște de mult mai de-a de puțeau mai urât și toate alea, dar doar să nu port Nike pentru că li poartă și cocalaria. Mi se pare că e exact același tip de gândire. Eu excludeam o pereche din călțări bune, doar ca da, să nu fiu pus în aceeași oală cu ăștia. Da, exact. Toate că n-am nicio legătură, știi? Adică, exact, vezi, adică, te-ai maturizat acum. Da, ce vreau să zic e că pe tine nu te deranjează faptul că aia s-a operat, te deranjează că aia e proastă dacă e cum e. Da. Nu, acolo e problema, nu că are operații sau în fin. Anyway, am dezbătut destul despre operații, deci... În...